Bună seara, stimați telespectatori, ne revedem la emisiunea Realitatea în politică, sunt Titi Sultan. În această seară, o emisiune de excepție la postul nostru național de televiziune și vom discuta despre schimbarea de sistem. Schimbarea de sistem din România se lasă, pot să spun eu, așteptată. Avem 32 de ani de democrație constituțională în care, din nefericire, ineficacitatea clasei politice, a celor două partide care au alternat la putere în acești 30 de ani, pentru că primii doi ani pot să-i numesc ani de provizorat, în care principala preocupare a adunării constituante a fost să adopte noua Constituție a României, ceea ce s-a și realizat la 21 noiembrie și ulterior intrat în vigoare prin referendumul național din 8 decembrie 1991, însă măsurile de protecție socială, măsurile privind educația ca prioritate națională, privind independența justiției, privind reforma în sănătate, privind securitatea națională, privind drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor români. Să nu uităm că avem 7 milioane de români plecați în străinătate. Practic, România este dezbinată. La fiecare prag de alegeri, fie că vorbim de alegeri locale, fie că vorbim de alegeri parlamentare sau chiar alegeri prezidențiale, se discută despre reformarea clasei politice, schimbarea sistemului din România. E adevărat, ducem lipsă de lideri, ducem lipsă de soluții, ducem lipsă de credibilitate. Cetățenii români în speță, dacă vorbesc de alegerile din 6 decembrie 2020, în proporție de 70% nu s-au prezentat la vot din diverse motive pe care ei le știu cel mai bine, fie neîncrederea în clasa politică, fie faptul că promisiunile neonorate au dus la neimplicarea acestora în actul de guvernare, pentru că până la urmă, prin votul pe care cetățenii îl dau instituțiilor reprezentative ale statului român, atunci, practic, le creează acestora legitimitatea și reprezentativitatea. Chiar dacă, în urma alegerilor din 6 decembrie, pot spune în mod cert că o minoritate conduce România, în condițiile în care s-au prezentat 33% din cetățenii români cu drept de vot. Avem înscriși în listele electorale permanente un număr de 18.800.900 de cetățeni români cu drept de vot, însă, repet, absenteismul la vot a marcat practic credibilitatea clasei politice și modul de manifestare a acesteia. Nu mai vorbim de alte aspecte ce țin de modul în care avem o politică externă care în niciun caz nu este activă, este proactivă. Vorbesc atunci și de aspecte ce țin de ingerințele pe care și ambasadele și unii factori externi îi iau în politica internă și externă a statului român, dar despre aceste aspecte vom discuta. Însă, voi porni de la ideea de suveranitate. Suveranitatea este un element extrem de important, consacrat în Constituția României în multe aspecte. Voi încerca în timpul emisiunii să luăm pe fiecare dintre ele în parte, și aici mă refer la articolul 1, la articolul 2, la articolul 8 din Constituția României, la articolul 40, la articolul 80, la jurământul președintelui României, la articolul 118 care se referă la forțelor armate și la alte aspecte ce țin de elementul de suveranitate. Însă, ca să nu monopolizez începutul emisiunii, invitatul meu special din această seară este domnul Călin Georgescu, care este expert în dezvoltare durabilă în cadrul Organizației Națiunilor Unite timp de 17 ani. Totodată, domnul Călin Georgescu a fost director executiv la Centrul de Dezvoltare Globală al Națiunilor Unite în perioada 2015-2016. Eu personal îl văd în acest moment singura opțiune pentru schimbarea de sistem și pentru relansarea României. Vom vedea dacă va reuși să convingă electoratul român că în acest moment România are nevoie de schimbare, că anul 2024 este un an crucial pentru România, atât din punct de vedere al existenței ca stat, cât și din punct de vedere al integrității teritoriale, al suveranității și independenței naționale.
Bună seara, domnule Călin Georgescu, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Eu vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc. Prima întrebare, care probabil va suscita atenția telespectatorilor. Cine conduce lumea? Știți, v-am auzit mai devreme legat de democrația constituțională, spuneți. Și cauza, de fapt, că am ajuns aici, este că democrația nu se poate pune în practică decât prin ancora ei, ancora spirituală, ancora creștină. În 32 de ani, toți au jurat pe Biblie, dar cred că au jurat strâmb. Și asta este marea dramă. Pentru că atâta timp cât democrația nu are o ancoră creștină, ea nu poate să fie aplicată. Este doar o vorbă în vânt. Așa cum și după Thomas Jefferson, democrația americană s-a subțiat și s-a subțiat și după Nixon și după Ford și după Reagan, până când astăzi visul american este relativ spulberat. Și asta nu doar în America sau în România, ci peste tot. Și se vede cu ochiul liber că omenirea trăiește în niște momente cruciale de schimbare și cred că schimbarea de sistem de care spuneați, puțin discutată, sigur, de o clasă politică care se dorește a fi în aceeași poziție permanent, însă ea este valabilă pentru întreaga planetă. Eu consider însă că România are cele mai mari aturi pentru a face și aduce la bun sfârșit această schimbare. Așa cum am spus-o la rândul meu de foarte multe ori, nu sunt pentru schimbarea unui guvern nou sau pentru aducerea unui guvern nou, ci pentru aducerea unui regim nou. Deci schimbarea sistemului, pentru că sistemul este și a fost construit greșit de la bun început. Este un sistem hipercomplex care practic a condus și a dorit doar consumul cu resurse extrem de mari și pierderea lor masiv, până când ajungem astăzi să înțelegem că lucrurile nu mai pot sta așa și că trebuie să ne întoarcem la mic, trebuie să ne întoarcem la simplitate. Întoarcerea la simplitate, cum spunea Ernest Berne, un mare patriot român, un uriaș patriot român, scriitor, și care schimbare de sistem nu se poate produce decât prin implicarea noastră a tuturor și a înțelege că acest lucru nu mai funcționează. Corect. Care sunt modalitățile pe care dumneavoastră le aveți în vedere, modalități instituționale, legislative, pentru că altfel nu avem cum să putem schimba această ordine sistematică care de 32 de ani, iată, pot să spun că a creat un zid, în special un zid legislativ, și o să vă explic imediat despre ce este vorba, a spus foarte bine despre jurământ și vreau să vă aduc aminte că președintele României, precum și membrii guvernului, depun în fața Parlamentului următorul jurământ, care are legătură și cu suveranitatea. Jur să-mi doresc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, integritatea, unitatea și suveranitatea statului român. Ați văzut la vreunul să respecte acest jurământ? Practic, oamenii politici nu răspund în fața electoratului decât prin sancțiunea nealegerii la următorul ciclu electoral. Și aici trebuie schimbat, zic eu, sistemul. Dar vă ascult pe dumneavoastră, fiindcă e foarte important ce modalități gândiți ca să putem să schimbăm sistemul. Suntem în 2022, anul 2023 e un an crucial, pentru că în 2024, domnule Călin Georgescu, avem toate cele patru alegeri. Alegeri europarlamentare 26 mai, alegeri locale, alegeri parlamentare și alegeri prezidențiale. Vă rog. Știți cum e, dacă politicienii ar avea atunci când intră pe poziție sancțiuni, adică să răspundă penal în fața țării de actele de infracțiune pe care le fac și le comit permanent, că de fapt numai asta i-a unit permanent, doar infracțiunea. N-a fost nici stânga, nici dreapta, a fost doar infracțiunea care i-a unit.
atunci sigur că ar fi fost altceva, pe de o parte. Pe de altă parte, acest jurământ îl faci în credința față de Dumnezeu. Ori Dumnezeu astăzi, în toată lumea și în mod special în Europa, Dumnezeu a fost trădat. Și trădarea față de Dumnezeu o simțim toți. Însă tot ce se întâmplă, se întâmplă cu voia lui Dumnezeu și toate aceste articole, să știți, sunt absolut inutile atâta timp cât tu nu ești în conștiință și nu stai în conștiință. Soluțiile, că vorbim de facturi, că aud permanent chestiunea asta, de facturi, de energie, de alimente, da, vorbim și despre ele. Dar soluția principală este atitudinea, atitudinea pe care trebuie să o avem față de noi înșine, față de viața noastră și față de responsabilitatea noastră de a fi. Spunea un mare patriot român, dacă nu nici cei mai mari, Nicolae Bălcescu, că națiunea este înaintea libertății. Păi da, pentru că libertatea, dacă o pierzi, o poți recupera, dar națiunea nu mai poți recupera niciodată. Ori 2024 este anul fundamental pentru refacerea nu doar a națiunii române, ci structurarea ei definitivă pentru eternitate. Pentru că trăim niște momente foarte complicate la nivel mondial, se vede asta cu ochiul liber, și toate vin de la ce am spus mai devreme, de la consum, de la dorința imensă de a controla totul. De fapt, aici s-a ajuns cu acest punct. Ați avut proiectul de țară. Hrană, apă, energie. N-am auzit proiect folosit în timpul campaniei electorale și de Alianța pentru Unirea Românilor, proiect de mare succes, recunosc asta, ați identificat încă din 2014, dacă nu mă înșel. De acum 9 ani am spus acest lucru. 9 ani, 10 da, ani, deci 2013, da, aceste aspecte care, iată, din nefericire îți găsesc fundamentele în ziua de azi. Nu pot să nu vă întreb despre forumul de la Davos, atât de important pentru a putea, eu știu, concentra situația economică a fiecărui stat în parte. România totdeauna a depins de alții. Ce putem face și de ce credeți că e atât de important forumul de la Davos? Ați fost de 3 ori prezent acolo. Care e concluzia dumneavoastră, cel puțin? Forumul de la Davos nu este important deloc. El este practic o, să zicem așa, o grupare de mafioți. Interese economice. Care da. Practic decid între ei cum împart harta lumii. Asta a spus-o și Papa Ioan Paul al II-lea când categoric s-a pronunțat împotriva acestei împărțiri a lumii și a spus că omenirea și întreaga planetă nu poate să fie împărțită ca un tort. Este imposibil așa ceva și a fost unul din marii contribuitori, uriași, la demilitarizarea practic statelor și renunțarea specială a armamentele nucleare. Însă, revenind la ce m-ați întrebat, Davos este important astăzi doar ca reuniune a celor care doresc controlul total al vieților noastre dintr-un singur aspect. Și anume, că putem vedea cu ochiul liber că oligarhia globalistă s-a prăbușit. De ce spun asta? Pentru că au fost două curente foarte mari, două forțe majore care s-au desfășurat la Davos, și anume prezența fostului secretar de stat Henry Kissinger și, evident, prezența acestui speculant Soros. Da. Deci a fost Kissinger versus Soros, dar poziția lui Kissinger a fost dominantă, pentru că el a pronunțat foarte răspicat prezența păcii singura care poate să fundamenteze și să garanteze viața atunci când este stabilitate politică. Deci, practic, el s-a referit la ceea ce numim și s-a numit de foarte mulți ani de zile, istoric vorbind, realismul politic, de pe vremea lui George Kennan și nu doar din partea lui, deci toți cei care au luptat pentru și au fost pentru antirăzboi, au fost pentru pace în lume, toți au luptat pentru această poziție fermă a realismului politic. Dar, foarte important să înțelegem că tot ce se întâmplă în acest moment în lume, să subliniez și faptul că delegația ucraineană a fost cea mai numeroasă și a fost cea mai numeroasă pentru că ei în continuare, respectiv Soros, asta dorește, războiul. Este aceeași linie de pe meanul lui Trotsky
și anume o revoluție permanentă, tot timpul să fie război, lumea să fie permanent sub frică ca noi să putem fura. Asta este ideea. Deci dominația completă a lumii. Asta nu se va mai întâmpla și prezența lui Kissinger și modul în care a transmis acest mesaj, și anume faptul să ne întoarcem la realismul politic, să ne întoarcem la pace, să înțelegem ceea ce el, și a trebuit să înțeleagă România cel puțin ceea ce el a spus, faptul că status quo ante, adică să ne întoarcem la început, la modul în care am perceput ideile, pentru că acest pas a fost fundamental și datorită faptului că el a transmis Ucrainei ca să cedeze teritoriile în vederea păcii, nu doar regionale, ci internaționale, și faptul de a înțelege definitiv că nu se poate construi nimic fără pace. De aceea proiectul de țară pe care eu l-am propus, Hrana, Apă, Energie, cu 9 ani de zile, este mai viu ca niciodată, nu doar pentru România, ci pentru întreaga Europa, pentru că, în esență, el ce spune? Ne întoarcem la rădăcini. Adică să înțelegem semnificațiile. Este foarte important ce vă spun. De ce să înțelegem semnificațiile? Să înțelegem ce înseamnă, în primul rând, trezirea în conștiință. Și vreau să subliniez puțin acest aspect. De ce? Pentru că tot timpul se spune, avem conducătorul acesta care nu este bun, avem acest guvern care nu este bun. Dom'le, ideea este, de fapt, cine-i votează sau cum ajung aici. Și am să vă spun cum. Vă rog. Conștiința este, în esență, conștiința umană, ea se află în aceeași poziție cum se află o oglindă. Este nu altceva decât o oglindă. O oglindă care prezintă și vezi în ea și arată clar lucrurile așa cum sunt. Și bune, și rele, și frumos, și urât. Nu judecă și nu condamnă oglinda. Oglinda arată exact ce trebuie să facă o oglindă. În momentul în care oglinda se sparge, respectiv conștiința intră și începe să judece, de fapt, ea însă și oglinda asta face, să judece sau să condamne, atunci conștiința se transformă în minte. Numai mintea judecă și condamnă. Și atunci trebuie să înțelegem că mintea nu este decât o oglindă spartă. Adică exact ce facem noi astăzi. Condamnăm, judecăm, nu luăm atitudine și a trebuit să-i vedem pe cei care astăzi sunt în fruntea țării, în primul rând să ne vedem pe noi. Da. Ce facem noi cu viața noastră, cum ne comportăm noi. Este expresia ceea ce votul popular a decis. Deci, clar. Nu numai votul popular, ci, nu, atenție, foarte important, nu doar votul popular, ci noi ca persoane, puterea gândului, ce transmitem noi, modul în care noi ne raportăm la viața noastră, modul în care înțelegem relațiile umane, relația cu vecinii, relația cu prietenii, familia noastră, modul cum ne raportăm la copii. Dacă eu accept astăzi școala, care este absolut derizorie și practic face de rușine toată istoria acestei țări cu cei mai mari oameni pe care a dat România, că vorbim de Spiru Haret, că vorbim de Simion Mehedinți, că vorbim de Iorga și mulți alții, atunci înțelegi că tu practic îți duci copilul la școală cum se duce mașina în parcare astăzi. Școala să-ți nu mai spune nimic. Și drama acestei lumi, nu doar a României, este lipsa de educație. Corect. Unde s-a adus special ca să poată să fie manipulată. De ce spun asta, întorcându-mă la Davos? Pentru că, și unde, de ce s-a ajuns aici? Pentru că s-a acționat grotesc, cu o inflație foarte mare care va pleca de aici. Uitați-vă în Germania, care este peste 10% astăzi. Mă gândesc cu îngrijorare cum va fi pentru poporul român când inflația va crește și va crește răsunător până în toamna acestui an. Și vă spun așa, de unde este acest lucru? Banii poți tipări. Dar petrolul și resursele mai greu. Nu poți să tipărești nici petrol, nu poți să tipărești nici hrană, nu poți să tipărești nici apă. Este imposibil. Da. Ori în ultimii 2 ani de zile, numai în Statele Unite, valoarea monetară și, practic, dimensiunea monetară a crescut cu 38,6%, ceea ce evident că asta a condus și va conduce foarte curând la o inflație gigantică. Și asta se vede și se va vedea în special în Germania. O țară care va da prima, din punctul meu de vedere, tonul referitor la
greșelile imense care s-au făcut în cadrul Uniunii Europene referitoare la situația nu doar cea existentă, ci de la înființare până astăzi. Întrucât tot acest demers, ce a făcut? S-a văzut mâna vizibilă a guvernului în loc de mâna invizibilă a pieței. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, vedeți, tot această criză economică, ea nu a venit nici de la fabrici, nici de la marfă. De unde a venit? De la corporații și de la bănci. Exact. Ori asta trebuie să înțeleagă lumea, că noi suntem în măsura cea mai mare, noi ca națiune, cu resursele pe care le avem, nu doar să ne refacem noi, pentru că avem cu ce și avem mult mai mult decât au toate țările europene, ci putem să ajutăm și să reformăm o întreagă Europa prin exemplul personal al României. Eu din cauza aceasta pledez nu doar pentru acest proiect și mă implic, pentru că știu sigur că este un destin nobil, cum spunea Eminescu, al României, care nu va fi doar pentru salvarea ei și refacerea ei dintr-o situație care pare aproape imposibilă, ci va fi și va fi parte din refacerea întregii Europe. Este o soluție internalizarea externalităților? Eu am spus asta, da. Internalizarea externalităților înseamnă de a aduce totul, și asta este soluția categorică a României. A spune în practică totul, în condițiile în care ați avea această Ideea atribuție. Care este în ansamblu? Ideea este de a realiza că ne putem hrăni singuri. Complet. Dacă astăzi discutăm de peste 90% din alimentele... Să pornim de la fireierbii, domnule Călin Georgescu, vis-a-vis de comunitățile individuale. Da, asta vreau să spun acum. Pentru că aici suntem deficitari și ar fi o soluție, vă rog. Astăzi noi importăm peste 90% din alimente din afară. Și nu vorbesc doar de cele procesate, cum am auzit de multe ori chestiunea asta. Și cele neprocesate. Merele vin din Polonia, roșiile vin din Turcia, din Germania sau de mai știu de unde. Și dăm exemplu practic. Da. Practic. Un român care lucrează astăzi, să iau doar două țări, Spania și Italia, este plătit cu 60 de euro pe zi în afară de locul de odihnă, care în general sunt niște cantine, și produce roșia cu un euro. Roșia de un euro este vândută în piețele din România complet, nu doar fals, ci complet împotriva interesului economic și național al țării de către cei puși să o apere. Este vândută cu 2,4 euro. Așa este vândută, de fapt, în toată Europa. Așa zisa Europa, piață liberă. Exact. Piața unică europeană. Acum, eu vă spun așa, roșia în România produsă de țăranul român, pe care el numesc fals fermier, și nu este fermier, este țăranul român, așa cum pământul nu este, cum îi spun ei, administrarea de asta funciară. Aha. Și este... Și fondul funciar. Exact. Este pământul țării. Fondului funciar, da. Însă, două secunde, să nu pierd ideea, continuați pe această temă, e foarte importantă. La un moment dat a spus că România a devenit furnizor de materie primă și de forță de muncă străină. Se leagă cu subiectul ăsta. Exact. Și asta vreau să dau soluția. Da, vă rog. Soluția este simplă. Dacă astăzi noi importăm din Turcia 35.000 de tone de roșii, din Germania 8.000 de tone, din Spania 5.000 de tone, de ce nu aducem și mărim salariile în România și facem exact la nivelul Uniunii Europene, apropo de 2.000 de euro pe lună, în niciun caz dezastru care este astăzi. Germania a realizat lucrul ăsta și a ajuns deja la 2.100-2.300 de euro pe lună salariul minim. Și atunci îi menținem pe lucrători acasă în poziția în care în România o roșie se face cu 0,49 de euro. Media la nivel de Uniunea Europeană este 1,02. Peste 1 este deja, produce Franța, 1, cred că 1,76 deja. De aceea se vinde cu 2,4, cum vă spuneam mai devreme. Noi o producem cu 0,49, dar în plus de asta este calitatea ei. Este spiritul acestui pământ. Una este să mănânci o roșie din România și alta este să mănânci o roșie din Spania. Este un total... Aparte o roșie din Turcia, nu mai vorbesc, care este făcută la eprubetă. Exact. Ori, soluțiile sunt.
pentru a aduce și a lucra românii doar acasă și a exporta noi roșii. De ce să importăm noi roșii? Deci faptul că importăm roșii deja este un atentat la adresa securității economiei naționale. Mai mult de atâta, acest lucru se întâmplă la foarte multe produse. Noi importăm pui congelat, importăm pâine din aluat congelat, ceea ce este o dramă pentru că este plină de pâine plastic. Pâine congelat, știți bine. Importăm carne și suntem, și am fost de fapt, nu că suntem, am fost unii mari producători de carne de, pe piața europeană. Importăm bitum pentru asfalt, practic importăm aproape orice. Ori atâta timp cât noi din exportator net ne-am transformat în importator, deja economia n-are cum să funcționeze. Inflația este la colț de stradă și se spune că nu este hrană. Dom'le, este o chestiune foarte simplă. De ce nu decide guvernul, dacă are puțină conștiință, să facă un iaz de pește în fiecare sat și comună din România? Consumul de pește astăzi în România este cam de 6 kg pe an față de media europeană de 22 de kg pe an. Și este una din alimentele cele mai folositoare pentru organism. Foarte bine, să se facă un iaz de pește, vă spun direct și clar, da, pentru telespectatorii dumneavoastră, în fiecare sat și oraș în această țară. În fiecare sat și comun, da, în această țară. Relația între sat și oraș este foarte importantă din punct de vedere al ceea ce eu am promovat totdeauna, politica distributistă, pentru că lumea trebuie să înțeleagă că răspândirea largă a proprietății productive este baza și fundamentul ca țara să devină independentă, independentă atât din partea, în fața corporațiilor străine care practic au monopolizat toată desfacerea de produse alimentare și în fața băncilor care nu sunt altceva decât niște cămătari. Adevărat. Resuvernalizarea monedei este o chestiune absolut categorică și se impune, pentru că atâta timp cât într-o țară care nu mai stăpânește sistemul financiar bancar cum este România, cu 99% aproape bănci străine, este imposibil ca să-ți faci politica proprie. Deci, practic, politica ta economico-financiară este în mâna altora. De aceea, tot ceea ce văd eu la din partea guvernului sau, în orice caz, al instituțiilor de resort din punct de vedere al sistemului financiar bancar și tot ceea ce se spune este complet fals, pentru că tu nu ai cum să implementezi ceva într-o țară pe care o stăpânesc alții. De aceea mai întâi trebuie să-ți recuperezi instituțiile, să-ți recuperezi pământul, să-ți recuperezi statul, care practic nu mai există. Astăzi statul român nu este altceva decât un stat slab, stat sărac minimal, și înapoiat. Vorbim de stat minimal, nu vorbim de niciun stat minimal. Dacă ar fi stat minimal, da, tot ar fi ceva. Este un stat slab, sărac și înapoiat. Slab pentru că nu mai are nimica să mai pună pe masă și nu mai poate să facă față niciunei discuții internaționale. Este sărac din acest motiv, pentru că el se bazează doar pe taxele, practic pe dijma pe care o ia din partea, nici măcar impozit, dijma pe care o ia din partea poporului român, pe nimic, pentru că practic nu îi oferă nimic în schimb. Acum se discută de impozit. Noi plătim, de exemplu, pe sănătate, nu? Fiecare antreprenor local, ca și noi, da, pentru orice contribuția la sănătate. Da. Apropo, știți cine este numit prima dată înaintea primului ministru, de fapt, într-un guvern nou? Directorul de la Agenția de Sănătate. Direcția de Sănătate. Asta este cea mai importantă, pentru că aici se fură cel mai mulți bani. Și da, se vede că Națională se fură. Casa Națională de Sănătate. Exact. NASU, da. Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Probleme mari. Pentru că sănătatea nu a devenit decât un business în România. Nu este nimic altceva. Și s-a văzut în ultimii 2 ani, în care populația doar a fost terorizată de lucruri absolut inutile. Dom'le, nu te poți apropia de om ca să-l faci bine decât prin iubire. Singura eternitate pe care o avem din partea lui Dumnezeu este iubirea. Atât. Nu este altceva. În momentul în care induci frica și induci toată această atmosferă de panică, adică eu practic ce înțeleg din ceea ce au făcut acești psihopați, că nu pot să le spun altceva, atât față de poporul meu, cât și față de omenire întreagă. Au condamnat și au înlăturat viața pentru a ne apăra de moarte. Nu este imposibil așa ceva.
Nu ai cum. Bine, să psihopații în mod metaforic, că trebuie dovedit da, și științific. Da, bineînțeles, medical. Dar modul, adică, modul în care acționezi sub această formă, nu poți, adică trebuie să te adresezi cu empatie față de om. În sensul ăsta vă spun. Și îi vedeți pe guvernanții de azi, nu cu sirene și cu girofare și cu se mai adresează cu empatie. Ei, practic, în momentul în care au primit votul și au primit legitimitatea, uită că sunt. Eu am să vă spun un lucru. Foarte multă lume spune lucrul ăsta și vă înțeleg. A trebuit să considerăm că și au rolul lor. Pentru că totul este cu voia lui Dumnezeu. Și faptul că am ajuns aici este pentru a ne trezi. Și aici este un punct foarte important. Cum te trezești? Se trezește conștiința din tine și atunci realizezi cine ești. Și dacă nu ne trezești până în 2024, asta mai avem ideea. Păi asta vreau să spun. Deci ori te trezești acum, ori dacă niciodată. Nu, când te trezești doar printr-o, pur și simplu, o lovitură, că te-ai dat cu capul de perete, atunci nu mai este trezire în conștiință. Deci, aia este România o colonie? Doar că a realizat că am fost într-o stare de prostie până acum și m-am trezit. Dar aia nu mai trezire în conștiință și este prea târziu. Trezirea în conștiință în care realizez că sunt stăpânul destinului meu și suveranitatea ființei umane este cea mai importantă. De aici vine suveranitatea țării de care exact, a spus mai națională, suveranitatea națională da. Nu poate să vină decât prin acest realism politic de care vă spuneam din punct de vedere internațional și a modului în care tratez pacea, dar vine din suveranitatea fiecărui individ. Adică eu, ca și conducător al țării, trebuie să dau fiecărui popor, fiecărui cetățean din țara mea încrederea totală că este suveran pe destinul lui, este suveran pe ființa lui și nimeni nu poate să intervină peste el. Iar pentru toate astea trebuie să-l ajut. Cu ce? Și vă dau exemplu practic. În primul rând, un învățământ autentic care să ridice și să ajute tot timpul talentele și valorile acestei țări. Să nu se mai facă educație prin teamă, de teama de a nu lua o notă mică. Revin imediat la chestiunea cu educația, că asta este cel mai important factor, de fapt, l-am spus de la început. Degeaba spune de prioritate națională. 6% din PIB pentru educație. Se întâmplă asta? Deloc. Să știți, și dacă ar fi 10% sau 20%. Urmăream un aspect când unii tineri spunea, domne, toți vorbiți despre viitor. Domne, în momentul de față noi suntem prezentul. Nu, haideți să lămurim acest lucru cu banii, că asta am auzit permanent acest lucru. Că este 6% sau 4% sau... 6% e în lege. Domnule, eu vă spun altceva. Să zicem că este 10%. Perfect. Eu vă spun altceva. Teoretic. Dacă astăzi vin în Gara de Nord 10 garnituri de tren pline cu bani, pline, și spune, băieți, uite, le folosiți pentru ce aveți voi nevoie, pentru infrastructură, pentru cutare. În 24 de ore nu mai este nimic și nu se vede nimic. La fel și în chestiunea asta. Să știți că nu este suficient lucru să treci 1% din condei dacă îl furi pe partea cealaltă. Hoții astăzi s-au transformat în moraliști. Știți care este diferența asta? Este crucială, pentru că practic doar fariseii și moraliștii astăzi conduc România, atâta timp cât ei practic au furat această țară de la început până astăzi. Ori așa ceva nu se mai poate accepta. Deci revind la ce a trebuit făcut. Deci un învățământ autentic care să reprezinte în primul rând această țară și să ajute talentele și valorile manifestării lor. Valori avem în păi da, să fie ajutate, național. Să se manifeste. Este foarte important. Da. După aceea o stabilitate materială sigură. Un climat de asemenea sigur în care taxele să fie mici, oamenii să fie ajutați, să fie un ajutor sigur din partea statului pentru orice afacere vrei să o întreprinzi, să fie un control al resurselor total, nu ca acum, să fie dezvoltate active din care să beneficieze fiecare cetățean al țării, nu doar o clică de mafioți cum este astăzi, vezi cazul bine, energiei. Nu putem generaliza. Sunt într-adevăr oameni care păi își da, dar pentru asta trebuie să banii credință în anumite situații. Păi da, dar pentru asta trebuie să se manifeste
înțelegere că toate aceste resurse sunt date de Dumnezeu și astea sunt pentru poporul tău. Spune toate. Foarte clar și încerc scuze că vă întreb Constituția, dar nu se întâmplă așa. Exploatarea resurselor naturale în concordanță cu interesul național. Aplicarea politicilor de dezvoltare economică în concordanță cu obiectivele Uniunii Europene. Constituția protecția mai trebuie și respectată. Da, nu este. Degeaba o ai sau degeaba o refaci, cum da, de altfel este necesar așa ceva, da, o revizuire este. A Constituției o să pe foarte multe paliere, asta, dacă... cu siguranță acest lucru. Da. Dar încă o dată spun, Constituția mai trebuie și respectată. Respectarea ei. Ar trebui introdus în codul penal un articol care să prevadă în mod special, nerespectarea dispozițiilor constituționale se pedepsește cu închisoare sau amendă. Și atunci să vedeți dacă nu, mai e prea puțin. Bun, atunci cum v-ați gândit? A trebuit să meargă până la următoarele 2-3 generații ale fiecăruia care face asemenea act împotriva statului și nu respectă Constituția. Deci până la următoarele 3 generații trebuie să se ducă această fapt. Am înțeles. Altfel este inutil. Să ne înțelegem bine un lucru. Trezirea în conștiință individuală. Nu poți să aplici o pedeapsă pentru generații viitoare. Eu am spus, ce m-ați întrebat și am spus exact nu doar ceea ce cred, ci cum văd lucrurile, pentru că acest lucru să fie eradicat total. Da. Nu se poate. Această țară a fost slujită de către strămoșii noștri care și-au dat viața pentru noi ca să avem destin. La Oarba de Mureș au murit 11.000 de soldați pentru un deziderat. Trăiască România liberă. La Mărăști și la Mărășești a fost sânge până la copita calului. Nu ca să vină niște farisei astăzi să îmbrace steagul tricolor, să spună cât de naționalist sunt ei și cât ei își iubesc țara. De pe partea cealaltă costă un post de deputat sau de senator da, 10.000 de euro. Așa, mai mult. Sau 20.000 de euro. Nu știu. Foarte mare e. În privința contează doar gest. Un loc eligibil. Contează doar ce v-am spus eu. Nu contează, total nu știu care este cifra, dar știu sigur că se procedează așa și multe alte aspecte din acest gen. Ori poporul român trebuie să înțeleagă că a venit și este un ceas istoric în care ne putem trezi și avem această capacitate de a o face. Și este un ceas istoric în primul rând prin situația care există astăzi care impune acest lucru. De și ce? Ce trebuie să facă poporul român? De ce? Numai puțin. De ce? Pentru că nu, prima dată, nu a fost dat pământ țăranului de către clasa politică în 32 de ani. Nu a fost dată școală poporului. Nu a fost dată administrație interesului public. Nu a fost dată politică națională statului și nu a fost dată în primul rând armată idealului. Ori dacă nu a fost dat nimic din toate astea și s-a ridicat doar steagul acela mic, extrem de mic și penibil al unui partid politic în loc de steagul mare a țării, cum spunea Iorga, se cheamă că partidele politice nu doar că n-au făcut doar nimic, ci este exact cum spunea Petrețuța, sunt doar niște gloabe care sunt puse să tragă carul de aur al poporului român. Așa este. Ori din acest punct de vedere, eu vă spun așa, noi nu avem nevoie de o doctrină propriu-zisă, chiar dacă este legată de suveranism, o avem în suflet și o să revin la acest punct. Sigur. Ci avem nevoie de o stare de spirit. Eu l-am întâlnit pe... am avut o șansă incredibilă prin 92 pe Saburo Okita. El a fost cel care a gândit toată strategia economică a Japoniei și toată schimbarea ei, care s-a bazat, apropo, la educație, pe legea lui Spiru Haret. Dacă e să vă spun, facem o paranteză legată de educație, noi avem legea educației. O avem? Da, legea 1 pe 2011, dar modificată. Nu. Vorbesc de legea lui Spiru Haret. E perfect. Asta trebuie pusă în practică. Dacă liceele de cărămidă roșie a lui Spiru Haret ar fi iasă la nivelul facultăților, eram foarte departe. Revin însă. Și l-am întrebat pe Saburo Okita. Dom'le, cum ai făcut? Deci am pus și eu niște puncte pe masă. Păi ce, cum adică niște puncte? Păi zice, da, am făcut așa o coală de hârtie cu 5 puncte. Și asta a fost, asta la baza strategiei Japoniei. Păi zic, cum? Ăștia fac prin Academia Română și guvernul fac toburi întregi de metri de documente de strategie. Păi ce, da, pentru că strategia nu poți să o poți decât în suflet și în inima ta
cu puncte esențiale și ea trebuie doar pusă în practică și dezvoltat ulterior de autoritate. De ce vă spun cu asta, domnul Sultan? Trebuie să ai un plan și să ai o autoritate care să o aplice. Dacă nu ai nici plan și nici autoritate, se cheamă că nu poți să faci nimic. Ori acest plan în câteva puncte, pot să vi-l spun, l-am mai spus și cu alte ocazii, da, apropo spus, de ce are nevoie de popor român. Cu cât românii, mare parte dintre ei, cei care nu mai au încredere în clasa politică, nu vin la vot. Dom'le, nu mai avem nicio soluție, dom'le, suntem terminați, suntem colonii. Încă o dată spun, soluțiile vin din atitudinea ta, ca om. Dar dincolo de acest lucru, practic, în ceea ce vă spun acum, pe o foaie de hârtie se pot așterne 5 puncte în felul următor. Legi simple, puține și pe înțelesul tuturor. 2. Funcționari publici cu înaltă trezire a conștiinței care să pună în aplicare aceste legi. 3. Taxe și impozite mici pentru poporul tău. Ca lumea să se dezvolte, afacerile să se dezvolte, micul întreprinzător să se dezvolte. 4. O monedă sigură și stabilă. Nu cum este acum. În niciun caz. Și 5, o țară curată și îngrijită. Sunt 5 puncte care numai ele pot forma întreaga gândire pentru o țară care se respectă, își respectă oamenii și, apropo, orice președinte care îl respectă pe Dumnezeu și creația lui și se respectă pe el, de acolo de unde este el și stă pe scaunul prezidențial, ceea ce foarte bine, trebuie să-l vadă pe ultimul. El spune în final... Atenție! La și ultimul jurământ, pe care îl vede și acela, dacă cumva este sărac, a doua zi nu trebuie să mai fie sărac. Foarte corect. Și vă spun și de ce. În jurământul pe care președintele României îl depune, sau membrii guvernului, primul ministru, în final spun, așa să mă ajute Dumnezeu. Aici... Domnul Sultan, eu vă înțeleg. Sincer vă spun, vă înțeleg profund în ceea ce spune și înțeleg pe toți că tot se referă la ce face președintele actual, ce nu face, ce face prim-ministru, ce nu face sau mai știu eu cine. Dom'le, hai să ne uităm la noi prima dată. V-am spus chestiuni legate de conștiință și oglindă. Să uităm la noi, la eul nostru interior, nu care cumva acești concetățenii noștri până la capăt n-au ajuns în aceste poziții datorită nouă, bineînțeles, și nu neapărat prin vot, ci datorită modului în care am gândit. Știți cum spunea Adrian Dors, a fost un mare patriot român, luptător anticomunist, spunea, când gândul va respira libertate, vom avea sănătate și demnitate. Perfect. Deci cum poți tu să vorbești de onoare într-o țară în care dezonoarea este sport național? Dar așa au făcut-o înaintașii noștri. Eu sunt aici din două motive. Una, pentru că am o misiune pe care o port în inima mea sacră față de strămoșii mei și față de înaintașii noștri care și-au dat viața pentru noi ca noi să avem destin astăzi. Și doi, dacă în această țară este un singur om, un singur român care gândește liber, merită să mă lupt pentru el. Da. Aplicarea celor 5 puncte, domnule Călin Georgescu, de care ați vorbit mai devreme, ar concentra practic posibilitatea ca mare parte a românilor din străinătate să vină acasă. Eu v-am spus mai devreme de sigur că v-am spus mai devreme de chestiunea legată de exemplu dat de roșiile, care da, este da, spus foarte este dezonorant, să știți, pentru un român să facă așa ceva. Cât costă viața unui român în afară? 10 euro pe oră. Este de neimaginat. Și face socoteala că în momente în care au restricțiile la maxim, aeroportul de la Cluj era deschis pentru ca românii să poată să fie transportați în Germania să muncească la Sparanghel. Da, vorbim de facerea Sparanghel. Diaspora românească pe care o cunosc în bună parte este de o noblețe fantastică. Ea nu poate să se întoarcă la matcă, la pământul strămoșesc, decât prin fapte.
o țară, să știți, nu poate să fie condusă decât prin Dumnezeu și prin cultură. Sunt două condiții fundamentale. Dacă tu nu le oferi pe acestea, nu ai cum să te urci pe acest scaun. Este imposibil. Fie că se numește de prim-ministru, fie că se numește de președinte sau mai de știu eu ce. Noi trebuie să ne slujim țara în orice situație am fi și în orice poziție am fi. Însă revin, românii plecați în afara granițelor și care nu, din proprie experiență, nu sunt ceea ce se spune la nivel ca număr de vreo 4 milioane. Eu am convingerea că suntem încă o țară în afara granițelor țării. Da, 7 milioane. Încă o țară. Da, încă o țară. Da. Dacă vorbim și de comunități istorice, dar și cele convergente vis-a-vis de... Absolut. Ori noi am avut oameni redutabili. Da. Și am fost leagănul foarte multe naționalități care și-au slujit și au fost români și au iubit țara mai presus de orice. Fiecare am vorbit de... apropo, știți cine a lansat-o pe Maria Tănase? Nu. Marele etnomuzicolog Harry Brauner a fost colosal, evreu la origine, cu fratele lui Victor Brauner. După aceea l-am avut pe, așa ca idee, nu? L-am avut pe mitropolitul Antimi Vireanu, pe mitropolitul Andrei Șaguna, l-am avut pe Alexandru Graur, pe când eram mic, la 9 ani parcă văd și acum, acel lexic ortografic și ortoepic al lui Alexandru Graur stătea permanent pe masă. Că nu aveai cum să înțelegi limba română fără Alexandru Graur. După aceea pe Marcus Solomon, pe Nicolae Cajal, pe Mircea Malița, pe Florin Constantiniu, pe istoric, nu mai vorbesc de Ion Voicu, marele violonist, sigur că da. Enescu, pe cu Enescu mergi până la capătul lumii, domnule. Da. Și Enescu nu este deloc folosit astăzi. Ne mai vorbim de conștiința noastră națională care a fost Mihai Eminescu. Și care te întrebi astăzi, dacă îmi permiteți. Vă rog, sigur. Cine astăzi se teme și de ce se teme de Mihai Eminescu? Un poet al națiunii române de acum 150 de ani. Cine se teme, apropo, domnul Sultan, de Brâncoveanu? Un domnitor român decapitat de turci acum 300 de ani. Cine se teme de marele rege Decebal, care s-a sinucis pentru că vrea totul sau nimic acum 1900 de ani? Sau cine se teme de Goga, acum 100 de ani, mare poet și o mare gândire, un mare patriot de o măreție uriașă, cum spunea nepotul lui Mircea Goga, care a trăit, spunea de Octavian Goga, sigur că da, care a trăit între apologeți și detractori. Dar cine se teme de Coșbuc, care spunea că prima palmă de pământ a țării este cultura. De ce? Și vă spun eu de ce. Vă rog. Pentru că tradițiile și istoria s-au dorit a fi scoase din mentalul colectiv. De ce s-au dorit a fi scoase? Pentru că pe vremea când eu eram mic, și nu doar eu, generația aceasta noastră, și mâncam acasă la prânz. Îl văd și acum pe tata, care era îmbrăcat cum ar merge, cum mergea la serviciu sau cum mergea la sărbătoare sau la biserică. Cămașă albă, costum, cravată, mama cu o rochie impecabilă, parcă văd și acum. Mătușa mea, Maria Georgescu, care a fost asistenta lui Iorga, era de o eleganță desăvârșită și ne așezam la masă. Și tata când tăia pâinea, fiecare firimitură o lua. Pentru că ea însemna însăși prescura. Ați înțeles? Și te întreb, domnule, de unde? Că toate astea se păstrau. Adică nu, erau și la cel sărac într-un sat, și la cel bogat, și la cel prost, și la cel deștept. Toată lumea, când se așeza la masă, era același obicei. De ce, domnul Sultan? Vă rog. Pentru că nu te învăța foarte mult asta nici la școală, puțin la biserică, dar era cineva care te învăța permanent. Mama. Mama o știa de la mama ei, mama ei o știa de la mama ei, da. Și așa ajungem numai în puțin. În 10 secunde că luăm un moment de publicitate sau
cel mai bine. Rămâneți pe Capital TV, luăm un scurt de moment de publicitate, urmează partea a doua emisiune Realitatea în Politică. Pauză și revenim.